Compania Națională de Investiții Rutiere, CNIR, a transmis la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ANAP, documentația pentru proiectarea și execuția lotului Sărățeni-Joseni, primul lot al secțiunii montane de la Sărățeni la Pipirig, de pe traseul autostrăzii Unirii A8. Din lungimea totală de 32,4 km ai acestui lot, 16 km reprezintă lungimea pasajelor și a tunelurilor. Luni, pe 7 octombrie 2024, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a declarat: "Al treilea lot aferent secțiunii montane A8 în licitație" Astăzi a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ANAP, documentația de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția celui de al treilea lot, aferent secțiunii Montane 2, de la Miercurea Nirajului la Leghin, a autostrăzii Unirii A8, respectiv lotul 1C, de la Sărățeni la Joseni. Contractul prevede proiectarea și execuția a 32,4 km lungime traseu, 39 de poduri și pasaje, dintre care cel mai lung pasaj va avea 1736 de metri, iar cel mai înalt viaduct va avea 45 de metri trei tuneluri unidirecționale, două ecoducte și două parcări de scurtă durată prevăzute cu 12 spații de încărcare pentru vehiculele electrice. Traseul acestui lot de autostradă se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a județelor Mureș și Harghita. Iar jumătate din traseul acestuia este reprezentată de lungimea totală a pasajelor și a tunelurilor, ceea ce îi conferă un grad de complexitate a execuției ridicat. Sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, iar durata contractului va fi de 54 de luni, dintre care 14 luni pentru etapa de proiectare și 40 de luni pentru etapa de execuție.